Salutare, prieteni! Vă zic bun venit pe canalul X-Show! Posibil nu există nicio responsabilitate mai mare decât cea de a fi părinte, iar în continuare vă prezint câteva cazuri cum s-a descurcat tăticii la acest capitol. Haideți să vedem! Fenomenal! Un tată care poate face mai multe lucruri odată. Problema numărul 1 este soluționată. Atunci când tatălui revine sarcina de a pregăti fiica pentru școală, tatăl a fost rugat să scalde copilul. O cosiță de zile mari. Această fetiță vroia un leagăn numai decât. Unicul mod de a adormi fetița, atunci când îți mai este și foame. Profesoara le-a zis copiilor să se îmbrace pentru carnaval la fel ca bunii lor. Mama a spus că după amiază copiii trebuie să fie în pat. Poate că este un tată rău, dar această fotografie va rămâne în amintirile familiei pentru totdeauna. Iar aceasta a fost totul pentru astăzi. Vă rog foarte mult, fiți activi pe canal, iar cine dorește să fie promovat să urmeze regulile din episodul precedent. Vă doresc numai bine, ne revedem foarte, foarte curând!